Primarul orașului Ilehriu Ugară, Iulian Iacomi, a fost audiat la DNA. Edilul, care este poreclit șpăguță în dosarul de corupție a lui Iulian Dumitrescu, va fi cercetat sub control judiciar, bănuit că ar fi primit sume mari de bani de la președintele Consiliului Județean Prahova. Și Iulian Dumitrescu a călcat pragul DNA alături de avocatul său după ce urmărirea penală asupra sa a fost extinsă. Primarul din Lehliu Gară, Iulian Iacomi, a fost plasat sub control judiciar de DNA pentru următoarele 60 de zile. Acesta apare în stenogramele din dosarul lui Iulian Dumitrescu sub porecla șpăguță și este acuzat de luare de mită. Totul după ce în cadrul dosarului s-a decis extinderea penală pe numele lui Iulian Dumitrescu la apariția noi afaceri suspecte de corupție cu terenuri în orașul Lehliu. Sunteți un nevinovat? Ia uitați, luați-o șpagă, că sunteți obișnuit cu șpăgi. Sunteți primarul șpăguță? Domnule șpăgar, nu vă e rușine că sunteți în interesul cetățenilor și voi lua șpagă? Ia uitați, ia șpagă. Iulian Dumitrescu, câtă șpagă? Se ia da, mă, șpăguță. Bă, nu vă mai săturați, bă, de șpăgi, bă. Ești primar, mă, sau infractor, mă? Există riscul ca după mandatul de primar să primiți și un mandat de arestare? Sau unul de încarcerare? Câți ani? Nu știți dumneavoastră, domnul Marian, dacă vreau să știți. Păi nu, dar ia uite ce de bani aici. Aici ai bani. Îți iei o mașină nouă. Ce mașină aveți? Gata, hai. Ha? Am mașină. Nu aveți? Logan. Logan. Da, dar șpaga cum este? N-am luat șpaga. N-a sunat deloc? O să răspundă. Dar atunci... Atunci ce vă spunea o șpăguță în acele discuții? Nu știu, n-am fost. Dar primea șpăguță? Da. Cine era o sosie a ta? Cine era, dacă nu? Cine? Discuții, toate acele împărțeli mesajele. Da, cine era? A cerut Lehliu 20.000. Ia auziți. Lehliu poate să fie orice Lehliu. Cum? Da, dar atunci... Licitația pentru terenuri cum s-a făcut? Cum de-a câștigat fix domnul Dumitrescu? O firmă controlată de domnul Dumitrescu. Norocul lui, nu? Verifică documentul. Ce i s-a dat controlul judiciar, dacă sunteți nevinovat? Da, dar aveți controlul judiciar cu interzicerea de a mai fi primar sau doar simplu control judiciar? În stenograme, șpăguț ar fi primit de la Iulian Dumitrescu sume mari de bani pentru construcția unei hale de producție a panourilor termoizolante pe un teren de 7 hectare, care este deținut de firmele controlate de președintele Consiliului Județean Prahova. Pentru ca totul să fie posibil, edilul ar fi primit peste 900.000 de lei și peste 70.000 de euro de la Dumitrescu. Suma a reprezentat un anumit procent din valoarea terenului respectiv, adică 1.120.000 de euro, suma al cărei beneficiar real era Iulian Dumitrescu. La DNA a venit și președintele CJ Prahova, care l-a lăsat pe avocat să vorbească în locul lui. Da, de ce? Sunteți un cuminte? Da, singura chestie o dată, dar tot în raport de ultimele extinderi care s-au făcut, s-a impus ca și noi să facem precizări, apărat să facem niște precizări, astfel încât inclusiv organul de urmărire penală să aibă un tablou corect. Totul după ce DNA a extins urmărirea penală pe numele lui Iulian Dumitrescu pentru alte 65 de fapte, printre care dare de mită în formă continuată, trafic de influență în formă continuată, luare de mită în formă continuată, dar și efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț care ar fi incompatibile cu funcția.